au venit să mă îndirect. Am promis să respectatorile de publicitate, au ajuns, ne povestim în sală. Am revenit în țară la sfârșitul lunii octombrie, la primul termen nu m-am prezentat, am venit în luna noiembrie, am discutat cu avocatul, nu m-am înțeles, nu. Am avut o discuție cu el și nu mai l-am luat. Și m-am prezentat singur la proces. Vă spun o mare greșeală. Da, nu. Da, o mare greșeală care o văd eu. O pot. Am spus, doamnă, avocatul ăla, nu există proba furtului, nu există nimic. A, e bine. A început procesul luna noiembrie, m-am prezentat singur. M-a obiat un judecător de sex feminin. Nu contează, dar să vă spun. M-au audiat, m-au pus vreo 4-5 întrebări dacă am furat. Am spus, n-am furat. Bine, s-au vătat. În noiembrie, audierea mea. Au venit decembrie. În decembrie, o chema maturi. Listoi Ovidiu, Câmpian Gheorghe și Grancia Iova. Fosta mea prietenă, a fost martor al lui Gera Susă. Au venit martorii, i-au audiat pe martori. Prima dată l-au odiat pe Câmpian Gheorghe. O, domnul Câmpian, spune ce știi. Oameni, am auzit că Ghera Susă l-a vrut să scoată din bancă o sumă mare de bani, că vrea să facă nuntă la fica ei. Și într-o zi din luna iunie l-am însoțit la bancă ca să scoată bani. Să spun domnul judecător, ați văzut bani? Și face nu. Și atunci s-a ridicat avocatul în Ghera Susă în picioare și s-a uitat să spun, domnul președinte, m-au văzut un cheam dos de bani în 8.000 euro. Și eu spus atunci, da, dar puteți să precizați, face nu. Și s-a consemnat că au văzut că a ieșit din bancă cu un cheam dos de bani în 8.000 euro, care scrie și în sentință. Bine, l-au odiat, au venit alma, în Grancia Iova. Au spus, la două împrățișoare, nu mai fost un judecător de sex feminin, a fost un judecător de sex masculin, Ioan Vișa. La două împrățișoare, la primul a fost judecător feminin, la două împrățișoare masculin. La judecătoria mea, s-a schimbat. O doamnă, domnișoara, mi-a spune ce știu. Domnul judecător, eu nu știu nimic, a despre niciun fund, niciun bani. Eu tot ce am declarat, am înțeles pentru că Ghera Susă mi-a promis suma de 2.000 de euro. Asta a zis această dumneavoastră în instanță? Da, în stenogramele se poate auzi. Și atunci a judecătorul a spus, dacă o da banii, face nu mi-o da, că o să seama dacă mi-și aici. Și după ce-o luat-o la întrebări, păi cum, când? Păi îl pus la mine acasă, mi-o da telefon, pe de unde ai avut numărul lui de telefon? Pe face mi-l o da. Mai ai numărul? Păi nu mai am. Că între timp i-am schimbat cartelele, dar cum îl schimbam, el afla. Și apoi face cum, când, cum, și până la urmă, nu-l luați în considerare. Pe Grancia Iova. Pe Grancia Iova. Păi, dar a spus că o mințit, că a spus la sfârșit că ea a avut mai multe cartele și decât ori a schimbat cartela, era cu sara afla. De fapt, ori trebuia să iau în considerarea de ceea ce trebuie să iau în considerare. Ce trebuie bani, în afară e principal, nu știu. Trebuie să iau în considerare de bani și să fie imparțial. Nu să spune că am mințit sau am mințit foarte bine, că am mințit în fruție un dosar penal. Da, dar i-au spus că o mințit și o declarat la poliție și la parchet, pentru că Ghera Susă i-a promis 2.000 de euro. Ghera Susă de acesta, dar de acest vitrec, nu. Acest judecător trebuia să se autocizeze singur procurorul. Nu mai trebuia să-i vă luat acest proces și să-l și procizi Ghera Susă să fie. Exact. Deci de astfel, toate lucrurile astea le aveți îngătate pentru noi. Ce spuneți? Da, ce dosarul s-a avut chiar aici. Ha, mă, să nu legătura și cu domnul. Da, da. Da, că duci și nu ne spune. Da. Da, hai să continuăm. Și nu ai luat în considerare ce-o declarat martorul în Ceaiova. O luat în considerare ce-o luat martorul în Ceaiova. Da, nu vreau să după prea. O, că scuze ce-o trebuie să scute bani. Chiar că e bani. Da. Nu mă trebuie să te-a surat în altul. Exact. Pe Ristoi Ovidiu, eu spus același că am auzit, din auzit. Dar vreau să întreb un lucru. Da. Dar de ce nu ați chemat-o ca moartă pe nouă dumneavoastră? Pe mama? Da, în proces.
fata dumneavoastră, că mama mea să zice ce cel mai bine. Păi da, și de-aia mi-o trimis. Păi da, ce ai trimis la mortul? Da, dar mama nu a crezut niciodată că instanța mă condamne. Că o convins o avocat ei că nu are ce să mi se întâmple. Păi oamenii s-au trimis pe dosare. Cum ai venit mie din mine. Da, să vii nu are ce să mi se întâmple. Nu știu cum m-au condamnat. Asta e problema. În fine, ascultam atorii, în ianuarie când a fost decizia finală, am primit în final un an cu executare. Deci a început procesul în octombrie. În octombrie, după octombrie, nu m-am prezentat. În noiembrie și în ianuarie deja. Deja a fost dat. Deci a avut o singură împărțișare la care v-a prezentat la acest matur. La două și a treia, la treia, la patru, dar la prima n-a fost. La treia a fost. Nu vreau să vă întreb, am zis, nu sunt judecător, nu. Nu vreau să vă rog un judecător, nu. Păi, dar cum poți să condamn la un om, la un om cu suspendare, cu executare, dar antecedente penale? Dar antecedente penale, pe declarație a unui tată vitre, în primul rând, o ceartă familiară, fără dovezi, că lucrurile care sunt aici, nu care sunt lucrurile dosare. Da, eu vreau nu te duc în parte, pentru că așa vă dosare. Spune-o direct. Da? Cum vă trebuie? Trebuie să vă sumați chiar că a acolo. Nu se poate așa, care era și minoră, nu vreau să nu poți să asistate de mai. Nu poți să asistate de mai. Nu poți să la poliția din Brașov. Și din Brașov, nu poți să vă dați. Vă să zic bine, vă da. Care chiar trebuie spingerea. Aici e problema. Ce face procurorul? Un procuror trebuie să... Nu trebuie să condamnim oamenii, dacă am greșit, condamnim. Dar dacă nu am greșit, nu mai sunt condamnit să scăpăm de o plângere, nu... Ce ai spus? Vă spun de ce nu mi-am luat avocat, am luat cam avocat de mai trebuie. Nu trebuie să zic așa. De ce am mai greșit? Nu trebuie să zic așa. Da, domnul, luați-vă avocat. Chiar și nu ați zis, da. Trebuie că avocatul fie legile. Noi nu avem nici să zicem toate legile. E cea mai... Mai ales când te bați cu un avocat, cum ai fi reprezentat, e foarte greu să fii. Da. Dar eu știu sigur că actul de la dosare face în ajuns procuratura, am zis că n-ai de tot care s-o judecătorul. Nu, eu zic de asta, judecătorul judecă doar pe acte, nu pe vorbe. Da, și actul nu a fost original. Păi, el văd un act, dar eu dacă n-aveți. Și actul n-a fost nici adus. Dar când a fost adus, asta e problema care eu, da, unul dă, cu s-a putut judeca de 5 judecătorii media și nu a cerut un act. Da. În Germania, că tu avea voie să ceară. Da. Dar nu poți să condamn un om, ce la auzit de închisare. Da. Nu poți să iei libertate unui om, prin ce declarații. N-a văzut nici parte, tu nici instanța, că a fost nici adus și nimeni original. De asta încercăm noi aici, la Naci TV, să dăm cel puțin o oră, sau cel puțin o oră, o oră jumătate, în mâine oamenilor obișnuiți. Dar cu ea nu am întrebat nici la copa, eu m-ați întrebat declarația de la copa. Nu, vreau cu genul tău, dar vreau să vă exprimați, că oamenii să vadă. Știți de ce pe nimeni, domnule? Eu aia cită cu condamnări. Cam așa e România. Ce e aia condamnări? Cum de se duce? Noi duce, noi face o plângere aici, că noi ce? Eu mai trebuie intervinție țeasă din România, eu mai trebuie intervinție țeasă și de media. Deci a cită la noi. De vreți doi procurori, judecători, politici care abuzați. Noi nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat, repet. Dar care abuzați. E oameni, în acest moment, vreau că oameni se exprimă la o televiziune națională. Nu spunem că de bani, că legislatorul scrieți pe Nașul, la Rom, Nașul, cu Inter, de cazul viață, în fiecare săptămână, unul sau doi dintre viață, vor fi în acest studio. În fine, am primit un act de executare, atunci m-am dus din nou la domnul avocat Tibor Barbuții. Când m-am dus, am auzit ce au spus martora, s-au menținut de poziția ce-a spus la partid și la poliție, face ce să dau cu definitiv. Pentru că mă condamnă, face eu lucru. Uitați aici, mă condamnă la un act de executare. Face nu se poate. Face nici n-avea voie să te judece instanța, pentru că actul la dosar a fost. Da, vedeți, aici e problema. Un politic, aici e problema în România și asta e principalul. De ce trebuie să învățăm cu toții din cazul mai multe? Un politic își face ca nu face datoria, da? Un procuror, așa cum, și un judecător, adică, da. Legile România au avut și normale, că sunt trei oameni care au trebuit, trei oameni care de-a nu vreau să mă pronunț. E foarte complicat, de-a nu pot înțelege. Ce s-a întâmplat după? A spus, scurt, avocatul face recurs la Alba. A făcut recurs la Alba. A spus, martora s-a menținut de poziția, face că m-a întrebat pe instanța de unde am avut bani, am spus că de la tata, pe tata. Vreau să vă luați schemat
L-am chemat martor, nu l-am chemat și l-am odiat, că l-am chemat și la mediaș, dar când au văzut de care amator a dat să ridica prin picioare și a spus domnul judecător, ăsta e dosar fabricat și a scos afară din sală. Ce mai le depun martor? L-am depus martor la curtea de apel al Baiulia. Și a spus avocat, 1. Martor a să menținut de poziția, 2. Nu l-a ascultat pe taică pe martor, și am zis domnul avocat, 3. A spus că e fals. Actul ăsta e fals. Pe pace de unde știu? Războiul meu în lula mea pe bicetățea mea. I-am primit prin fals. Falsul, el are avocat în Germania, a fost la altă bancă din alt oraș, la personalul băncii, s-a spus personalul băncii, acesta nu l-a eliberat cu mega an, ăsta e fals, e făcut pe calculator, că nu are adresa și nu are ola la care îl elibera și nici o ce pentru că părerea mea în acest moment, iar când bagea acelor de la dosar, da? A trebuit să facă o plângere în România, contra acestui cetățean pentru față. Da. Da? Statul român este obligat, dar face, nu trebuie să face plângerea în Germania. Da? Da? Sau cum se face comisia de bagerie și se judecă. Da? Pentru că din ce face, spune că am sunt grosolare, din cele bădurile da. Astea arată. Da. Să vă spun, un exemplu că a făcut la Alba Iulia, l-a dea pe tata Camator, și domnul avocat, l-a dea pe tata Camator și când a venit rândul la domnul avocat Tibor Bardoți, a spus onorată instanță, unde el apără șantile la dumneavoastră. Onorată instanță, acest act pare a fi un fals, deoarece n-are șantila băncii și nu este tradus. O las onorată instanță. O spun, domnule procuror, o să dau în respinge. Dacă nu-i tradus, nu-i original, ce are șantila. Le-a respins. Domnul avocatul, onorată instanță, vă rog frumos să faceți adresă la banca respectivă, și să spună banca, dacă acest an l-a eliberat banca sau nu. Azi. O întrebat instanța pe domnul avocat Vasile Lucian, alugerea susă, domnul avocat, de unde aveți actul ăsta? Așa l-am primit din Germania. Aveți originalul la dumneavoastră. Pe face nu. La data viitoare să-mi aduceți originalul. Asta a fost în 16 martie, primul termen, și-a dat următorul termen în 6 aprilie, și avocatul Lugera Suzor a spus, onorat instanță, dar nu mi-ajunge 3 săptămâni să vorbesc cu cetățeanul meu și până să-mi trimit originalul, dat alt termen. S-a dat 6 săptămâni, s-a cerut să o reaudeze pe matura Grancea Iova. Și la următorul termen, în 27 aprilie, când am prezentat dimineața, a votat cu Tibor Bardoți și să-i ta la dosar să vadă dacă s-a depus originalul, păi nu s-a depus nimic ca la dosar. Dar în momentul în ce a chitat, ce face dacă nu s-a dus originalul, a chitat. Dar el mi-a spus de acasă, nu mai are în piață chitare, dar în subsidiar, pe executare, dar el zic de ce? Face la asta că știu eu, de ce? Și când am văzut dimineață că nu s-a depus acolo, am zis, domnule, că trebuie să achita, nu? Pe face, da, dar stai să vedem ce are el în buzunar. Sala a fost jumate la curtea de apel al Baiului. A fost plin de lume jumate. Cazul meu s-a judecat ultimul din sală. Am fost programat la 9 dimineață și eu am fost ultimul s-a judecat la 1 jumate, că nu mai fost nimeni din sală. Numai noi, și avocații. Și ori au deat-o pe matura Grancea Iova. S-a menținut de parodere? Da, au pus-o să jure cu mâna pe Biblie, cu maică sa în bancă. Și eu am spus așa, doamna, domnișoara Grancea spune tot ce știu. Face eu mențin ce am spus la mine. Face ce ai spus? Nu mai știu. Face lăsați. O la dosarul, ai dat declarația asta. Am dat-o. Dar n-am fost asistată de maică mea. Face bine. A dat o declarație, dat-o? Face nu, că nu-i scris unul, pe să vede. Dar face ai semnat? Îl faceam semnat. De ce ai semnat? Pe dar nu a fost poliția. Dar nici atunci nu a fost mama cu mine. Face bine. Stai jos.
Nu mai țin minte ce a spus domnul avocatul Ungher. S-a ridicat avocatul pe bărbat, onorat instanță. Mașcoa. S-a menținut de poziția. Doi. Domnul Vitan, o. Dovedit de unde a avut banii, la dosar se afecta sul care a vândut pământul cu suma de 700.500. Și trei, nu există proba furtului. Vă rog frumos să-l achitați. Și subsidiar, dar nu pot să, dacă eu am zis că mine vedeați în asfărat, trebuie să ai niște probe, să vină poliția, să ce ce pe el. Da, exact. Am apus pe cineva, pe niște declarații, că așa nu e nouă, toți putem declara să te vorbe. Și fiți atenți, când eu cerut domnul avocat Vasile Lucian, ori domnul avocat a tradus originalul. Credeți-mă, pentru mine nici nu contează acele lucruri de la bancă. De ce vă zic? Putea să scoate 100.000 de euro, să ai băncat 1.000 de euro. Exact. Când Pian George Martol atunci a lucrat la mine pe la el. Nu pe mine poate acest domn, dar de altă vitre, declară că i-am curat că nu știu ce. Da, că au zis că nu știu ce. Da. Deci ajunge să mă judece cineva pe o declarație. Da. Și găsește nu știu ce pătucă prin ce sac. Da. Că nu-i promite nu știu ce bani și declară de frâine. Da. Cum a văzut toată, dar m-a văzut, nu contează. Da. Și de două ori de pătă, de când pe probe, două ori procurori. De asta e România. Eu sunt condamnat fără probe. Tot, zice că pe probe fizice, nu pe un extras. Pe un extras, oricine poate să ai de bani sau să nu ai de bani. Păi, fai, da, e legal. Cum a furat acest om bani prin un extras? Sau printr-o declarație unui copilă, unui copilă de o copilă, nu mă așa știa. Da? Cum? Pe ce 2000 polițiști? Adică, ce-i gravitatea cazului? Da. Adică, cazul meu astăzi, cred că sunt sute de cazuri în România care sunt judecați și condamnați. Nu-i vinovat. Pentru ce? Adică dacă ați fi văzut alte probe, de asta nu-i ascundeți alte probe. Nu. Deci tot ce ați spus aici este concret. Concret. Da. Pentru asta nu se arată aici. Am văzut, că nu se poate că ajungi, că scoate cineva un cetățean, o ceată în familie până la urmă, da? O ceată în familie, un pot, dar știți care e gravitatea? Nu mă mărți acolo. Una cine a doua al doilea și de pe noi să vă condamne. Bă, dar cu suspendare de asta, dar tot condamnare este. Da, la fiți atât de odată să-i dau 5.000 daune morale, plus dobândă legală din 17.06.2013, plus dobândă legală ce nu a avut bani în bancă, că în momentul era pe social. Și acum avocatul din media s-a cerut la parchet să facă adresa în germană să vadă dacă o beneficia de asistență socială. Păi, nu e relevant de cine. Da. Păi nu știu, dar în Germania cum e legea? Toți cetățenii care sunt pe social n-au voie să scoată bani din bancă. Păi eu dacă îi legea din bani de acum. Asta eu să-mi întreb. Ce domnul procuror, ce urși de către? Poate în Germania există această lege. În România nu a văzut să dovadă că acest om a furat. Deci, uitați, mai gratis. Chiar dacă am fi furat acest om, da? Că unde-i dovada? Cine îți spune că a furat? În cetățean ea, eu mâine pot să spun despre oricine, spun mâine despre domnul președinte al României, că nu știu ce s-a întâmplat, sau despre domnul... Așa se zice pe România, pe declarație? Da. Deci asta înseamnă, asta e aberație acestui caz. Că niște declarații se judecă, că spune nu știu cine și nu știu cine. Sunt toate acelea, zic, stai, am mintit, mi-a spus, mi-a promis 10.000 de euro. Exact. Și în momentul ăla, acea declarație, ce mai trebuia? Dumneavoastră ce face? Spuneți,
ok, din adică v-am înțeles, care-i problema? Și chiar înțeles, sorry, și așa ceva e fantastic. Să vă spun acum, ce la tine am fost condamnat, mai mare 4 ani de suspendare, după aia la voi zic, după 3 săptămâni tata o deceară, de supărare, mulțumim la cura, adică dar de supărare, a fost un proiect, a făcut impact. Deci omul, cum credeți că era foarte în vârstă? El a 5 pensie de bani, dar... A fost de bani, de făcut în 1961. Da, 54 de ani. 54 de ani. Adică gravitatea cazului acesta este. Mor oameni pe deciziile dumneavoastră, niște decizii aberante. Se încheie și casa. Până la urmă, nu casa, da. Adică, zice de un om, el condamnat, cu suspendare, dar rămâne condamnat. Da. Își pierde casa, își pierde părintele, pentru ce? Pentru că niște funcționari, adică ai statul român, nu-ți fac treaba cum trebuie. Nu se poate pe aceste probe care le avem aici, să condamnați un om, pe niște declarații. Deci acest caz este... Chiar o să continuăm, o să-l sună pe domnul Eugen Chiriacu, da, sau pe domnul Artin. Adică noi s-a trimis să tracați acest dosar la CEDO. Da, am dat, uitați aici, atât, dar la CEDO. Așa, și acest a trimis să le faceți de-a făcut primul. Uitați aici, la CEDO. Am dat la CEDO. Și uitați să mai vă spun ceva. Vă rog frumos să citiți plângerea care am făcut-o, plângere la Blanzărei. Nu, la parchet. Dar împotriva cui este putut plângerea? Împotriva poliției, care m-a anchetat pe nedrept și am zis că am fost condamnat. Dar exact în ce le spune cine a spus și dumneavoastră. Da. Și răspunsul dată nu. Și răspunsul. Acum să vă explic ceva. Când am depus plângerea. Plângerea este în parchet. Da. Am depus și cu aceste documente. Dar banii pentru mine sunt irelevante. Irelevante. Că nu contează dacă avea banii sau nu avea. Mai multă mi-a avea. Da. Da. Trebuie să fie atent. Ce zice atent? Uitați-vă răspunsul la anul după 3 luni. Ce vreau să vă explic? După lună de zile când am așteptat răspunsul, m-am dus din nou la pachet și am spus, doamna procuror, încă n-am primit niciun răspuns acasă. Doamna procuror, Irinia, mi-a spus, nu pot să iau nicio măsură în legătură cu plângerea ta, că tu ai depus niște acte care nu sunt originale. Nu sunt originale. Și atunci am întrebat, dacă mi-a depus Ghera Schuster, cetățeanul meu, de ce a fost luat în considerare? Și când le depui eu nu? Ce v-a răspuns? O dat din umbră. Nu, pachetul penal, ce pot să vă răspund? Vă răspund că se sezează infracțiune sub față în scrisuri. Sincer, nu după 3 luni? Nu după o lună. Tot buditare, nu în gază sunt de braț. Păi da. Da, pe datorii noștri l-au auzit. Mai uite mai ca infracțiune de dreptate. Nu putem să vă dăm dreptate sau... Da. Da, după părerea, mergeți în continuare. Atacați. Singura soluție de vizuire. Și vă duci la CEDO, la CEDO aștept. Cere statului român și până la urmă, chiar nu se poate, nu știu dacă sincer colegii, poate domnul să facă plângere împotriva procurorilor. Poate... Am avut ca procurorul nu răspund. Nu răspund, dar puteți face la CSM și la judecător. Da, la CSM aș face, dar nu știu să ajung. Aveți un avocat, avocatul ăsta știe, poate că plângerea CSM nu se poate. La poliție, la fel la poliția... Pe la poliția de la lor. A, la poliție. Poate faceți cât mai multe plângeri. Dacă vreau să credeți că aveți dreptate, mergeți și judecați-vă, mergeți și faceți-vă dreptate. Că din ce am văzut eu din acest caz, e un abuz. Dar nu vreau să dau din abuz. Asta-i părerea mea. Dacă nu există ce altă părere, dacă toate aceste probe, pe aceste bani, aceste probe sunteți. A, asta e executarea. Da. Și acum are loc aceea executare, una viitoare. Mă pun la vânzare casa cu 940 din 940.570 de lei, dintre care noastră va trebui să plătiți aproape tot. Tot.
tot că trebuie și cu dobândă legale de când o scos banii și el nu a avut niciun ban. Da, acum. Singurul, nu cumpăra nimicul mai tot să facă. Așa putem să-l ajutăm pe domnul Vita. Nu cumpăra scoasă, de dacă ai zis eu. Așa putem să facem dreptate pentru noi. Să rămâne exemplu la birou executorului de lucrări muncibile. Nu o cumpărați. De ce trebuie să cumpărați? Nu ți-a zis omul să-și facă, să poată recurge la toate căile de asta și dacă va fi vinovat, atunci e singurul lucru care putem să-l ajutăm noi. Tot din toată, dacă mai aveți ceva de spus, poate să vă fost tot. Vă mulțumesc frumos, o să urmărim ca azi orice lucru noi aveți, ne contactați, nu vă spun pe poate de lucru, dar nu vă mulțumesc.